Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Actual Regional! Eu sunt Loredana Corchiș și trebuie să încep această ediție prin a vă face o mărturisire. Nu sunt un părinte perfect. E nevoie să ne relaxăm și să acceptăm că nu suntem părinți perfecți, dar suntem cei mai potriviți părinți ai copiilor noștri. Este unul dintre mesajele ce vor fi transmise la o altfel de conferință de parenting, în care nu mai e loc de perfecțiune, în premieră națională de Ziua Familiei, pe 15 mai, la Cluj-Napoca. Și dați-mi voie să vă prezint invitații alături de care vom discuta despre această conferință, dar și despre, să spunem, încercările prin care trecem cu toții din postura de părinți. Alături de mine, Anca Dinu, organizator al acestei conferințe. Anca... Co-organizator, persoana mai mică. Organizatorul e Mirela Rețegan. Așa este, dar noi suntem aici, solidari și tu pentru noi ești organizator. Mulțumesc, că sunt de pe Cluj, ca să zic așa. Și Bogdan Bob Rădulescu, care va modera acest eveniment, nu mai ai nevoie de prezentări. Da, mulțumesc, bună seara Loredana, salut Anca, bună seara telespectatorilor. Și eu m-am obișnuit cu treaba asta cu moderatul și eram sigur că o voi modera. Însă, în tot procesul am făcut un schimb, exact cum spune Anca. Aoleu. Anca e co-organizator și ai dreptate, dar am convenit ea să fie moderatorul, deși e părinte. E părinte de doi copii minunați, eu sunt părinte. Și Anca a zis așa, că râdeam cu Mirela, singura olteancă din platoul, ca să zic așa, de pe scenă, ea ne va modera. De data asta Anca ne moderează, eu și cu Mirela suntem părinții. Așa... Dar mai e un detaliu important. Nu suntem singuri pe scenă. Nu ne ducem nici cu partenerii de viață, nu ne ducem nici cu copiii. Ne ducem cu psihologii. Da, se poartă treaba asta. Fiecare cu psihologul lui. Și cum ei aveau această pereche bună de parent-psiholog, părinte-psiholog, că uite, o dăm în parenting și așa mai departe, în loc să-i zicem părințeală. Exact. Părințeală. Mie-mi place părințeală, nu știu cum sună, dar e o părințeală bună. E o părințeală simpatică cu niște psihologi la fel de simpatici. Bob are pe psihologa lui, a noastră, Raluca Anton, și Mirela vine cu Gaspar Gyor, pe care toată lumea îl știe, cel puțin, nu, la nivel de părinți. Da, la nivel de părinți, nu că pe Raluca n-ar ști-o, dar Gaspar s-a specializat pe partea asta, deși culmea, el nu are copii. Este singurul din gașca noastră. Poate privește și mai obiectiv toată problematica. Exact. Deci poate fi de bun augur treaba asta. Din start îți spun, în premieră la emisiunea Loredanei, că echipa făcută de mine, formată din mine și din Raluca, o să fim mai buni. Pentru că la orice ai o competiție? Eu nu știu, acum aflu, o transformăm într-o competiție. De ce nu? Va fi discuție. Ce greu este să moderezi așa ceva. Orice dar cu siguranță doar tu vei reuși. Pentru că te știm cât ești de efervescentă. Nu știu cum va fi Bob în postura aceasta de părinte care să accepte, oarecum ce se induce din partea moderatorului, dar mi se pare o echipă extraordinară și faptul că aduceți psihologii, chiar mă gândeam acum la copiii noștri, ei sunt mai familiarizați cu tot ce înseamnă tehnologie. Noi zicem părințeală, dar ei vor zice în continuare parenting. Îmi place părințeală, îți mulțumesc pentru cuvânt. Îl folosesc. Cu mare plăcere, mi se pare că... Haideți să începem în felul următor. Exact, să începem în felul următor. Sunteți părinți perfecți sau are rost să tindem către perfecțiune în acest domeniu? Te rog. Da, înainte să încep cu această chestie extrem de grea, știu că e întrebarea legată de conferință, dar răspunsul la ea e... extrem de complex, Am să menționez faptul că pe lângă cei patru și subsemnata, pe scenă vor mai veni și invitații Mirelei Rețegan, prietenii ei buni, Narcisa Suciu și Codin Maticiuc. Amândoi părinți, amândoi în situații de viață extraordinare, diferite, complexe, cu mamă singură. Narcisa Suciu și-a crescut fata singură. Codin, știm cu toții, a venit cu copii într-o familie nouă. Au format împreună o altă familie, să zic așa, ca în filme, știi, cumva. Lucrurile astea nu sunt ca în filme, sunt viața reală, așa trăită de fiecare dintre noi. Toți avem povești dintre cele mai de film, să zic așa, fără, nu e vorba de o laudă, ci pur și simplu să știm că realitatea bate filmul și că realitatea înseamnă orice, numai perfectă nu. Nici unii nu suntem perfecți, chiar dacă în pozele de pe Facebook, în postările de pe Instagram, în tiktokăreală dăm atât de bine și atât de... glamour este exact. Toată viața noastră aici, mai uite, subsemnatul este sub lumina reflectoarelor. Și da, dar vreau să-ți mulțumesc, dar să știi că nu sunt. Mi-a plăcut, Loredana, cum a început emisiunea după ce ai salutat, cu nu sunt un părinte perfect, niciunul nu suntem. De-aia va fi ușor la conferință și va fi ușor ca lumea din sală să se regăsească în poveștile noastre. Nimeni nu-i perfect. Dar știi pentru cine e greu? Și aici cumva, din păcate, am încercat să mă gândesc și cumva mă regăsesc. Sunt persoane perfecționiste, poate în partea profesională mai cu seamă decât, dar cât de greu este să ieși atunci când vine vorba de copilul tău din acest perfecționism, pentru că perfecționismul înseamnă așteptări uriașe, presiune pusă pe toți cei din jur, inclusiv pe copil, și automat în mintea perfecționistului a recunoaște că nu ești un părinte perfect poate egala cu eșecul. E un eșec pur și simplu. Ok, pe de altă parte, am trăit cu toții suficient încât să vedem părinți care au avut copii, i-au adus la maturitate și la maturitate acel perfecționism al părinților s-a transformat într-o viață a copilului ajuns adult, matur, care nu prea și-a trăit viața, nu și-a trăit copilăria și cel mai important lucru, încă nu și-a găsit fericirea, pentru că el niciodată nu și-a trăit viața lui, a trăit proiecția și așteptarea părintelui. Și sunt discuții, cu toții eu am auzit personal, momentul reproșului în care tânărul, copilul ajuns mare, zice, nu mi-am trăit niciodată, nu sunt fericit, pentru că eu am făcut ce ați vrut voi. Și asta nu o zici când ești copil. Și e dureros pentru un părinte. Toți ne dorim cei mai bine pentru copilul nostru. Dar eu foarte mult militez pentru ideea de echilibru. Îmi doresc să fie bine pentru copilul meu. Copilul meu n-a avut niciodată 40 de ani. Eu am avut 10 ani. E singurul argument cu care am ajuns să vorbesc ca bătrânii. Vorbesc cu copilul. Du-te-l, știi, acum împărtășim până la sfârșitul emisiunii. Da, ne luăm unii altele. Dar le zic. Îi zic fetiței mele și le zic și copilor cu care mai interacționez. Ok, aveți dreptate, voi știți lucruri. Vă rog să mă credeți. Ați avut vreodată 40 de ani? Nu, n-am fost niciodată așa bătrân. Ok, dar eu am avut 10. Deci crede-mă că știu cum e acolo, tu nu știi cum e aici. Și ne dorim ce mai bine pentru copil. Dar nu poate copilul să-ți trăiască viața ta și așteptările tale. Și atunci dacă eu am crescut într-o familie absolut minunată și simplă, în care mama cu tata nu ne-au zis niciodată nu, și dacă o zic asta în public, lumea e, bă, stai un pic. În anii 90 tu ai avut părinți care nu ți-au zis niciodată nu? Da. Am avut doi părinți care nu ne-au zis mie, surorilor mele, fratelui meu, că suntem patru, nu ne-au zis niciodată nu. Dar oare nu greșim noi aici un pic, întreb, făcând comparație, pentru că noi suntem aici de față generația intermediară între generația care și-a crescut copiii într-un anume fel, într-un anumit context, într-o anumită societate, noi trecerea și copiii noștri care cresc într-un cu totul alt context, într-o cu totul altă societate. Așa e. Și dacă mă gândesc la bunici, bunicii născuți la țară, trimiși copiii la studii, bunicii cu 4 clase. Majoritatea, cei pe care știm noi, bunicii mei, oameni simpli de la țară cu 4 clase. N-au fost părinți, copiii lor, respectiv părinții noștri, n-au fost generația de tranziție intermediară, sunt primii care s-au școlarizat la oraș. După aceea suntem noi. Într-adevăr, suntem generația asta, cam toți trei, suntem generația în care jumătatea vieții noastră am trăit-o analog. Ailaltă jumătate am trăit-o digital. Exact. Suntem foarte echilibrați. Uite, vezi, și tu la 21-22 de ani am intrat în rândul digitalizării. Da. La 44 aproape cât am acum, sunt la jumătate. Mulțumesc. Vin copiii noștri care sunt digitalizați. Tu ai dreptate, Lore, dar pentru fiecare generație există o generație intermediară. Eu tot mizez pe ideea de echilibru. Eu am luat din parenting-ul, din părințeală, mulțumesc, Anca, din părințeala a părinților mei, am luat, că știu la ce am... La ce am reacționat. Rău, adică până la urmă. Dar n-am ieșit rău. N-a ieșit rău. Exact. Și n-a fost parenting-ul, da. Avem senzația. Exact. N-a fost parenting-ul 2023. Au făcut bine ce au făcut. Ce au făcut bine. Eu repet, eu fac ce a făcut mama cu tata bine pentru mine. Sigur că nu pot face totul. Că vine lumea și zice, vai de mine, Bob, e 2023, nu așa se face parenting. Și zice, ok, atunci mai ascult și de un psiholog. Dar mă ascult și de metodele care îmi dau. Imaginați-ți cum este să-i oprești pe ei din vorbit. Da. El este doar gândesc de acum la tine. Dar imaginează-ți ori patru. Da? Timer. Da, s-a dus timer. Ca la dezbaterile prezidențiale. Exact, cum se apropie campania electorală, deci e cumva cu timing, să știți. Să știi că eu mi-au timer. Da, și eu, nu, ok, eu sigur îmi iau. Mă gândeam la ce ai spus tu, pentru că noi nu suntem psihologii din seara asta, dar fiecare are un mic psiholog acolo în minte, știi? Piticii și psihologii se bat la noi în minte. Am ascultat ce au zis atât Raluca cât și Gaspar, ne-am întâlnit să facem așa o ședință de organizare și foto în același timp și exact asta spunea Raluca legat de cât de mult ne străduim să fim perfecți pentru copiii noștri, că și ea, la rândul ei, a făcut greșeala asta, deși e psiholog, știe că nu așa trebuie și că a dus cu ea povara asta a trecutului și a încercării ei de a fi perfectă în tot. Pornind de la profesional, că de acolo se rupe ceva în generația noastră. Generația noastră a început cu profesionalul, a simțit nevoia să se afirme, de asta am venit mai și mai târziu și cu copiii și cu tot, știi? Și după aia ai avut impresia că e încă o competiție asta cu copiii și trebuie cumva să o duci până la capăt. Trebuie să o duci așa cumva tot în zona de profesională, să fii perfect. Și spunea că nu a putut să realizeze decât foarte târziu lucrul ăsta, dar pe de altă parte Gaspar i-a răspuns: niciodată nu este prea târziu să încerci să corectezi aspectul ăsta, să încerci să nu mai fii perfect. Pentru că ai noștri copii exact asta vor de la noi, să nu fim perfecți, ei tot caută în ochii noștri imperfecțiunea aia pe care o au ei sau o simt ca o povară zilnică, ei nu sunt suficient de buni pentru așteptările noastre. Și atunci când le dai totuși, le arăți, am greșit, sunt complet imperfect copilul mamei, e în regulă, ei se relaxează. Adică ai mai multe șanse să nu ai un copil care să meargă la psiholog când va crește. Asta știi că e să fim noi genul ăla de părinți care ne creștem, iartă-mă, Lore, să ne creștem copiii astfel încât ei mari fiind să nu aibă nevoie de psiholog, să nu trebuiască să repare toate copilăriile pe care... Și că nu e prea târziu, da, asta m-a încurajat, da. Da, e foarte interesant, stau și vă ascult și evident îmi trec prin minte tot felul de, nu știu, decizii pe care le-am luat la un moment dat în legătură cu copilul meu, cu fetița mea. De multe ori noi ne propunem și știm cum ar trebui să facem. Uite că am aruncat câteva vorbe aici și eram, adică cumva pare că știm ce facem. Dar în același timp, când vrem să punem în practică, iese din noi tot felul nostru de a fi. Da. Vă dau un exemplu. Monstruleți de care zicea Mirela Rețegan. Tocilară cu acte în regulă, cu olimpiade, cu note. Deci, obsesia notelor, notele. Acum ajung să încerc să explic copilului meu că notele nu sunt un reper al inteligenței unui copil și că nu mă interesează, poate par cumva nebună, nu mă interesează notele, dar tocmai că vreau să iau presiunea aceea, cu toate că eu n-am avut nicio presiune, n-am simțit să am o presiune din partea părinților pentru notele respective. Și spun asta, în același timp mă vede acționând în orice fel de demers sau profesional, sunt tot acolo, tot cu nemulțumirea, tot mai mult. Tot și atunci nu știu în ce măsură ceea ce conștientizez că trebuie să faci cu ceea ce faci efectiv, se ajung pe același drum. Ai zis-o foarte fain, tu declarativ iei presiunea de pe umerii copilului cu notele. Da. În schimb, ce practic, faptic, ea te vede. E imaginea aia minunată pe care am văzut-o, probabil toți ați văzut-o, doi părinți cu doi copii în parc, o mămică cu o carte în mână, copilul cu o carte în mână, o mămică cu telefonul în mână, cu un copil cu telefonul în mână. Și replica genială e a mămicii cu telefonul către mămica cu cartea. Tu cum reușești să-ți faci copilul să citească? Foarte sugestivă. Și m-am gândit la ea acum când ai zis. Da. Îi zici copilului nu, dar copilul te vede că tu ești tot timpul nemulțumit. Și atunci, cred, nu sunt psiholog, vorba. Da, nu. Noi acum ne dăm cu părerea. La un moment dat o să-i avem și pe Raluca și pe Gaspar să ne valideze aceste păreri. Pentru că, evident, suntem într-o dilemă și eu am conștientizat exact ce spui tu, că teoria o știu foarte bine, la practică scârțâim, dar tocmai de aceea facem această conferință. Dar ca să trecem la practică, să vorbim deschis, oameni care au o aură în jurul lor, că până la urmă cu toții sunt personalități și au o aură în jurul lor, toată lumea se uită la ei și caută un model. Ei bine, ei vor să demonteze treaba asta cu modelul, vor să spună ceea ce ar trebui să spunem noi în fiecare zi când ne trezim. Nu vreau să fiu ca părintele ăla, vreau să fiu eu, părintele copilului meu. Copilul meu e atât de diferit de fata lui Bob, de nu... N-au nimic în legătură. De ce aș vrea eu să am același tip de părințeală cu el? De ce aș vrea să fiu băgată în aceeași turmă? Chestia pe care o facem noi în ultima vreme, urmărim toate cursurile și tutorialele și blogurile, vlogurile, cărțile, știi, scrise despre părințeală, despre cum să fii părintele perfect. Bine, dar există și o presiune din aceasta media, cumva, încă din debutul sarcinii unei femei, cu tot ceea ce înseamnă pregătirea pentru a fi o mamă bună. Și atunci impactul acesta, că trebuie să citești, trebuie să alăptezi nu știu cât timp pentru ca copilul să fie într-un fel normal, Doamne ferește. Și așa mai departe, se pune o presiune chiar mediatică din acest punct de vedere. Și atunci cât de greu e să ieși din tot ceea ce mecanismele exterioare îți arată? Echilibru. Da, exact. Nu echilibru, să pot răspunde eu la ideea de a lăpta. După mișcări, nu știu, m-am derutasem. Nu știai la ce mă refer. Echilibru. Echilibru. Aveai dreptate. E presiune mediatică să citești, să știi, să te documentezi. În fiecare jurnalul sarcini, în fiecare săptămână ce se întâmplă. Te ții de ele. Cu unele rezonez, cu unele nu. Și am ajuns la vârsta la care mi-am dat seama, dacă rezonez cu ea și la nivel mental, ca informație, zic da, dar o simt că e așa, atunci mă duc pe drumul ăsta. Dacă la nivel rațional o înțeleg, dar adânc, în adâncul sufletului meu știu că e minunat sfatul, dar nu mi se aplică mie și părințele mele pentru copilul meu. Poate s-ar aplica dacă aș avea alt copil. Și atunci cred că trebuie să intervenim uman fiecare și să discernem. Asta e o informație foarte bună și constructivă. E ok. Da, e un drum mai greu ăsta de urmat, pentru că e mai simplu să citești instrucțiuni. E ca la acel brand de mobile, da? Îți aduci și le pui cap la cap, că scrie așa în nu-ți asumi cumva riscul propriilor decizii și ai măcar pe cine da vina, între ghilimele spus. Și ce spunea Mirela astăzi, spunea că până la urmă, de ce nu vrei să iei scările, să le urci, să transpiri bine, să ajungi greu, mai greu decât cu liftul. De ce te sui în liftul ăla? De ce vrei să scurtezi drumul între, până la urmă, între bebelușală și adolescența copilului tău? Că tu vrei să-l scurtezi, vrei să le faci pe toate așa la linie ca să fii sigur că trecem repede peste. Sunt probleme? Ok, scrie acolo în carte cum să le rezolvăm, poc, poc, poc și gata, hai să ne întoarcem la ce-i mai important. Dar ce-i mai important decât copilul tău? Că ai mereu exprimarea asta. Nu e nimic pe lume mai important decât copilul tău. Așa este. Apropo de presiuni, cât de mult ne comparăm între noi? A început nebunia cu activitățile extrașcolare. Ce înseamnă pentru copil? Că săracii nu mai înțeleg. Adică, ai auzit cumva... două oftaturi, da? Deci... Da, al treilea, aici prezent și al meu, așa am început. Nu știu ai voștri, nu știu alții cum sunt. Până și asta, în afară de faptul că fiind la școala de muzică, asta repet, cu noi suntem, Anca și cu mine suntem părinți și la clasa. La ei inevitabil este activitate extra. Deci trebuie să-i trimitem activitate extra, trebuie să-i trimitem la un instrument pentru că sunt la școală de specialitate. Nu știu dacă o să o văd vreodată într-o filarmonică pe vreo scenă, dar eu o trimit în direcția până își găsește drumul ei. Da, pian, chitară. Da, iată. Deci asta e, o trimiți. Dar la restul activităților, pe cuvântul meu, că din nou mă întorc la cuvântul magic, echilibru. Exact. Adică dacă ea și-a dorit și-și dorește înnebunită după dans, dragă tati, du-te fă dansuri. Dar mai mult decât atâta n-am dat-o. Din simplu motiv că ei matematic, și asta nu poți să înșeli, ei matematic săptămâna, te uiți cât stă la școală, cât stă la semi, vine acasă la ora 4, 4 și ceva, 2 zile pe săptămână e instrumentul, 2 zile e dansul de după. Și dacă tragi linie, copilul nu mai are timp de copilărie. Și atunci nu împing să facă mai multe, că nu mai am când să o duc. Sigur, egoist vorbind. Dar fii atent. Vrei să faci pian? Nu. Vreau să fac dans. Nu, o să faci pian. De ce? Pentru că eu, ca și părinte, am auzit un muzician cunoscut, a cărui carieră este extraordinară, declarând faptul că dacă părinții nu l-ar fi obligat, forțat să facă pian la o anumită vârstă, nu ar fi făcut în vecii vecilor treaba asta și că le mulțumește extrem de mult pentru asta. Mulțumesc! Pentru fiecare geniu care mulțumește părinților săi, și am tot respectul și mă bucur că a făcut-o. Mai sunt o grămadă care le-au zis părinților, din cauza pianului am ajuns să-l detest. Și unul dintre acești copii locuiește cu mine acasă. Care după 8 ani de școală și școală de muzică și tot, la vârsta la care adolescenta din ea a reușit să zică punct, a zis mulțumesc frumos, a pus capacul la pianină și pianina s-a deschis 20 de ani mai târziu pentru asta mică. Vorbesc de soția mea, care a mers la școala de muzică, a făcut pian, a cântat la pian. Noi copii, ne-am fost colegi. Cu soția mea am fost colegi de clasă. A luat-o din generală, nu, la grădiniță și uite așa. Bun, am fost colegi din clasa întâia, dar am fost colegi, adică ne făceam temele împreună, mă conducea la stație, nu ne atingeam, ne-am terminat clasa 8-a dându-ne mâna baftă. Dar noi ca și copii, ne-am dus la concertele organizate de școala de muzică, în care colega noastră Irina era... Și noi copiii o admiram, mamă ce fain. Am aflat acum mare că pentru fiecare oră de pian ea nu ieșea afară, ea nu se juca cu copiii. Și când, dincolo de genialul care mulțumește părinților, când stai lângă un om care îți spune cum auzea copiii jucându-se în fața blocului, trăindu-și copilăria și ea... E așa, dacă avea talent, ar fi izbutit oricum, dar când o faci obligat, din nou mă întorc la cuvântul... deci nu mai avem... E echilibrat, e complicat. Și echilibrul ăsta nu ți-l poți găsi în cărți, ți-l găsești... Experimentând. Exact. Deci e testarea fină și orice vehicul, iese de pe banda de producție, este testat. Nu citesc într-un manual acolo cum o să funcționeze. Iese la drum și îl testează. Adică eu cred că ne calibrăm. Ne calibrăm în orice zona vieții noastre, și profesională și personală. Ne calibrăm, învățăm să creștem copilul pe pielea noastră, învățăm ce-i place pe pielea noastră și pe pielea lui. La al doilea... îți iese bine, știi, adică ai toate șansele. E mult mai relaxantă treaba. Anca și Bob, vreau să vă întreb ceva legat de partea foarte sensibilă a discuției, pe care m-am tot gândit dacă să o pornesc sau nu, dar din păcate... Tocmai ce am ieșit din studioul de la știri și de cele mai multe ori am și câte o știre legată de depresia la adolescenți, de anxietăți cu care se confruntă, de gesturi extreme la care ajung și știm și cazuri concrete și recente, din păcate, părinți care cumva, crezând că vor binele sau... Asta vor, că toți părinții vor binele copiilor în mintea și în concepția lor, pun presiune multă pe examene, pe note, pe școală. Și atunci, unde vedem că se schimbă ceva cu copilul nostru? Sigur, asta ne poate spune un psiholog mai mult, dar acum vă întreb pe voi, pentru că cu siguranță părinții care sunt atenți la nevoile copiilor lor îi urmăresc zi de zi. Și aici mai fac o paranteză, tot așa într-o altă emisiune de-a mea juridică de data aceasta, vorbeam de consumul de droguri. Și aflam foarte multe cazuri din interiorul celor care susțineau tot felul de discuții și interviuri cu cei care consumau droguri, adolescenți fiind, copii foarte tineri, că timp de 2 ani de zile făceau treaba asta cu părinții în aceeași casă. Și părinții nu aveau habar. Bine, asta este un subiect la care ne vom întoarce la un moment dat în emisiune. Sunt convinsă că tot în formula asta, pentru că trebuie să spun, trebuie să te cooptezi într-o campanie. Antidrog. Nu antidrog, ci sună aiurea. Dar pentru a... Prevenție. Pentru a ajuta pe copiii noștri, pentru că cred că e nevoie de mai multă implicare din partea noastră a tuturor, să ajungem cu mesajul ăla real către copii. Nu ăsta fake it till you mean it, știi? Și ăla real e cel al suportului, sunt aici pentru tine, indiferent ce faci. Pentru că părinții n-au cum să nu știe dacă sunt apropiați de copiii lor. Tu ai dat răspunsul, exact, Anca. Lor, în timp ce povestea, ai dat răspunsul. Dacă ești atent la copilul tău, trăim în relații, vorbea Anca foarte frumos mai devreme de calibrat, și eu un calibrat, te uiți la copilul tău, îl simți că ceva nu-i bine cu el, indiferent de vârstă, simți că are o durere, dacă n-apucă să-ți o zică, îl vezi, mami, ești ok, nu mă doare ceva. 2 ani de zile un copil ia droguri și tu ca părinte n-ai văzut în casă, înseamnă că tu ai fost atât de absent în viața copilului, deși tu veneai probabil acasă în fiecare zi, de la office, de la corporate, făceai treabă bună să câștigi bani, să ai sigur un stil de viață în care are totul. Dar tu poate n-ai stat cu copilul să stai ochii în ochi și să-l întrebi cum ești, ce faci, cum e la școală. Știu că întrebăm cu toții cum e la școală și răspunsul e bine. Da, ok, bine, da, ok. Așa este. Nu sunt atenți, sunt părinți care sunt acolo de formă. Toți greșim, toți suntem uneori de formă. Alteori stai pe bune și te uiți la copilul tău și vorbești cu el. Și noi care am crescut, nu erau droguri, recunosc, nu erau droguri. Da, dar erau alte tipuri de adicții. Era țigara, da, era alcoolul și mai era partea cu era partea de sex, de relații, da, curiozitate, de curiozitate. Da, da. Hei, la partea asta de parenting, de părințeală, nu o să uit în viața mea și cât trăiesc, când o să fie momentul cu copilul meu, o să aplic tehnica pe care am învățat-o de la mama, de la tata, care a fost o transparență totală. Eu când am auzit prima mea discuție în casă, eu eram mai mic puțin, cu 2 ani decât, 3 ani decât sora mai mare, și eu am fost în bucătărie când mama a luat 2 fete de 16-15 ani cu o discuție de aia cum se poartă numai acasă. Full disclosure, așa. Full disclosure. Aveți grijă la aia, la aia, la aia. Și aveam 13 ani și eram așa, wow! Și după aia s-a întors la mine. Iar tu, același lucru. Dar nu te-a scos din încăpere, nu te-a... La nivel de educație sexuală în școli, că bănuiesc că s-a abordat și... Imediat, tu aveai 13 ani, ai noștri au 10, dar... Știu, lucrurile sunt mult mai... S-au devansat. Nu poți să ascunzi de copii într-o tendință de a-l ține departe de aceste subiecte. Nu. Hai să le audă prima dată de la mine. De la mine și de la mamă, sau de la mamă, de la tată. Pentru că oricum are acces și... Absolut, oricum le află. Viziunea asupra lucrurilor poate fi total schimbată dacă nu are informația corectă. Da, și până la urmă, de ce să fim ipocriți, să negăm existența gadgeturilor în viața copiilor noștri? Nu ai cum să-i ții departe de gadget. Noi nu stăm departe de ele. Exact. Dar e un echilibru. Da. Din nou, toate se reduc la un echilibru, dar să interzici telefoanele, tabletele, toate din punctul meu de vedere, nu este o idee bună. Sunteți absolut fascinanți, vă spun, cu toată deschiderea. Mai avem 2 minute. Aoleu. Deci era așa că... Nu, mă gândesc cum trece timpul auzindu-vă pe voi și ce va însemna această conferință și bănuiesc că vreți să o faceți de multe, multe, multe ori și în diferite forme, pentru că e atât de multă nevoie de a vorbi direct, dar în astea ultimele 2 minute, cumva, ca să găsim echilibru, ar trebui să ne gândim și la părinții care cumva li se sau în care se inserează și frica cum să mă comport cu copilul meu pentru ca el să nu simtă presiunea, pentru ca el să nu fie anxios, pentru ca el să nu recurgă la temiri ce gesturi. Pentru că aici poate fi un pic de decalaj, așa, când și copilul poate să prindă vulnerabilitatea din acest punct de vedere și să profite cumva de ea, adică fiind mai sensibil și să înțeleagă, stai că dacă merg pe partea asta de sensibilitate exagerată, poate că lăsăm garda foarte jos. Copiii sunt niște excroci și ei în felul lor și te cunosc, iar de la o vârstă încolo te cunosc atât de bine că te joacă mai ceva ca la teatru. Dar asta este, nu e un semn că ai un copil rău sau diferit. Este un copil absolut normal și noi am făcut același lucru cu părinții noștri. Eu cel puțin recunosc. Ne-am jucat ca la teatru. Toți am făcut. Dar și pentru niciun moment să nu crezi, eu nu cred că îi prosteam pe ai noștri și ai noștri nu știau. Bineînțeles. Era senzația că facem asta și eu aceea senzație. Din nou, cred că trebuie să comunicăm cu ei și să vedem și mediul lor în exteriorul nostru, să încercăm să-l cunoaștem, chiar dacă pare de nepătruns. Prietenii, școala, profesorii. Profesorii ăia model, ăia care sunt pentru ei model, simpatici, colegiali, nu profesorul model care primește premiu neapărat. Sunt niște asemenea profesori și trebuie să încurajăm creșterea mai multor profesori ca ei. Vai, cum aș mai sta cu voi. Deci, încă două ore. Exact, și înainte să închei, n-am vorbit de negociere. Te rog. Nu. Secunde. Orice relație se negociază. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți. Cine zice asta nu știe, îmi pare rău, dar nu e așa. În viață primești ceea ce negociezi. Prietenia e negociere, relația de iubire e negociere, căsnicia e negociere. Relația cu copilul tău este negociere. Tu ai de făcut asta, la schimb primești asta. Facem asta, săptămâna viitoare asta. Azi ai de făcut teme, după masă te joci. Noi trăim. Prezența noastră în această emisiune e negociere. Și noi musai să identificăm cel mai bun negociator în discuția asta. E o negociere care trebuie să găsești echilibru. Vă mulțumesc din suflet și cu mare drag o să fim acolo, să știți. Și să veniți să ne mai spuneți ce s-a discutat și ce urmează. Mulțumesc tare mult pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit și ați conștientizat că nu suntem niciunii dintre noi părinți perfecți. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine.